Un bărbat care ar avea legătură cu un atac terorist din Marea Britanie ar fi fost găsit în România. Individul cetățean turc ar fi stat la marginea Bucureștiului, mai exact în Voluntari. Pe 15 septembrie 2017, Marea Britanie era lovită de un nou atac terorist. O bombă plasată într-un tren din Londra a rănit grav cel puțin 30 de pasageri. Suspectul principal, un tânăr de 18 ani, a fost reținut de polițiști. Pentru a comite atacul, acesta a fost ajutat de alte persoane din organizația teroristă din care făcea parte. Unul dintre bărbați ar fi fost prins în apropiere de București. Este vorba despre un cetățean turc despre care ar exista mai multe informații cu privire la legătura cu organizația teroristă care a pus la cale atacul de la stația de metrou Parson. Pe numele acestuia nu ar exista încă nicio solicitare de extrădare din partea statului britanic și nici vreuna de acordare de asistență judiciară sau de cooperare în cadrul vreunei anchete penale. Pe 14 iunie, autoritățile au decis că bărbatul nu mai poate locui în România timp de 10 ani, în urma unei decizii a parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Cu toate acestea, hotărârea poate fi atacată 10 zile de la comunicare.